Dragilor, mituri, rituri și arhetipuri în civilizațiile antice, o campanie desfășurată pe site-ul editurii Herald. Iată, astăzi alături de noi este domnul Adrian Tudose, conferențiar la Noua Acropolă și vom vorbi despre, aș spune, despre religia vechilor egipteni, despre Egiptul antic, despre mituri, despre cultul lui Isis, Osiris, despre marile misterii. Și aș începe discuția noastră cu prima întrebare. Ce înseamnă, de fapt, în religia vechilor egipteni, marile misterii? Bună ziua noastră și cititorilor Herald! Ne bucurăm că discutăm pe această temă. Pentru noi, ca filozofi, studiul vechilor civilizații este un subiect mereu de actualitate. În căutarea înțelepciunii, filozofii se gândesc adesea să caute, mai ales în acele povești de viață, în acele lumi care au și reușit să dea naștere unor înțelepți. Și probabil dacă ne uităm în cultura greacă, în cultura europeană a Antichității, vom descoperi că cele mai multe referințe la o lume a înțelepciunii par să fie legate de Egipt și mai ales de tradiția misterelor egiptene. Când vorbim despre mistere, noi oamenii contemporani ne gândim la toate acele lucruri pe care nu le cunoaștem, la acele lucruri profunde la care am vrea să găsim un răspuns și la care știm că nu e ușor să găsim un răspuns. Egiptenii, din acest punct de vedere, gândeau la fel și considerau că, pe lângă cunoștințele necesare pentru a trăi, pentru a construi civilizația și pentru a avea relații umane valoroase, este important și ar da o valoare în plus vieții umane să caute răspuns la marile enigme ale omului. În cazul de față, cele mai mari întrebări cu care ne confruntăm noi oamenii par să fi fost și să fi rămas: ce este omul, cine sunt eu, de unde vin și încotro mă îndrept, unde mă duc. Sunt aceleași întrebări pe care le avem din toate timpurile, doar că egiptenii s-au gândit să studieze într-un mod aprofundat, să încerce să dea un răspuns pe baza unor experiențe umane directe. Acestea ar fi subiectele care, în cadrul tradiției egiptene a misteriilor, s-ar înscrie mai degrabă în misteriile mici, cele care privesc omul și întrebările sale fundamentale. Când vorbim despre misterele mari, vorbim despre marile întrebări ale Universului. Ce este lumea? Care este cauza ei? Care este sensul devenirii, al evoluției ființelor? Care e finalitatea Universului? Și acestea făceau parte dintr-o categorie a marilor întrebări, dar o lecție pe care am învățat-o ca filozof din Grecia spune că omul nu poate să înțeleagă lumea decât în măsura în care se înțelege mai întâi pe el însuși. Și de aceea egiptenii consideră că înaintea misterelor mari este foarte important ca omul să găsească mai întâi cu succes niște răspunsuri valide la întrebările care îl privesc pe el ca om. Din punctul ăsta de vedere, ne gândim că toate civilizațiile au această abordare, că toți oamenii în fund și toate culturile încearcă să descifreze enigma omului, a cauzelor existenței și a sensului vieții. Plus, efortul de a extinde aceste răspunsuri și a înțelege lumea din jur, universul, forțele care pun în mișcare această lume manifestată. Am văzut că există un interes destul de mare, un interes vădit în ceea ce privește civilizația Egiptului antic, cu tot ceea ce presupune ea și viața de zi cu zi, dar și partea aceasta magică, aș spune, magico-religioasă, un interes vădit în cadrul cursurilor pe care le desfășurați la Noua Acropolă. Da, pentru că
Din punct de vedere filozofic, ne străduim să studiem comparat și să strângem la oaltă toate răspunsurile validate de istorie și privim oarecum cu mult interes la acele răspunsuri care, validându-se ca niște răspunsuri raționale, au putut să dovedească și capacitatea de a-l transforma pe om, de a-l face mai bun. De exemplu, dacă ne întrebăm cine suntem, de unde venim și unde mergem, putem să oferim o serie de răspunsuri din propria noastră experiență sau să sintetizăm răspunsurile valoroase ale înaintașilor noștri. În cazul Egiptului s-a mai adăugat o abordare interesantă. Cum ar putea fi validate prin propria noastră experiență aceste cunoștințe? De exemplu, este evident un demers intelectual să mă întreb ce este omul și care este adevărata sa identitate și pare să fie totuși ceva diferit să experimentez eu direct, conștient, această identitate profundă. Este ca diferența între a vorbi despre calitățile omului și a fi capabil să le cucerim și să le trăim în viața noastră. În cazul Egiptului, exact asta face marea diferență. Nu și-au propus doar să adune cunoștințe, informații și experiențe de viață ale înaintașilor, ci și-au propus să le experimenteze pe propria lor viață. De aici probabil și fascinația pe care o are pentru noi, pentru că au o civilizație construită pe o paradigmă diferită lumii în care trăim astăzi. Noi când vrem să cunoaștem lumea, ne uităm la realitatea materială, încercăm să înțelegem forțele care acționează asupra lumii materiale și facem o descriere a fenomenelor așa cum le percepem noi. Egiptenii încearcă prin propriile experiențe interioare să descopere și să înțeleagă conștient cauzele acestor fenomene, cauzele și motivațiile mai întâi ale propriei noastre existențe umane. Ceea ce nu e totuna cu a spune că omul vine din neant absolut, de la un creator sau dintr-un lung și revolutiv și acum trece printr-un moment evolutiv urmând să devină mai departe altceva. Pentru egiptenii, întrebarea fundamentală era dacă putem identifica acest subiect al conștiinței și dacă îl putem îmbunătăți. Este, dacă vreți, nu doar o suma învățăturilor vechilor civilizații despre om și lume, dar este și un întreg sistem educațional care urmărește evoluția conștiinței. O evoluție care, putând fi verificată pe experiență proprie, aduce și certitudine, nu doar încrederea că există evoluție. Pornind de la cărțile pe care le recomandăm cititorilor și le prezentăm astăzi, despre Isis și Osiris, mitul fundamental și misteriile din religia egipteană de istoricul și filozoful grec Plutarh, dar și cartea cercetătorului, egiptologului Alexandre More, Misteriile egiptene. Cine a fost de fapt Osiris și de ce cultul lui Osiris este atât de important în religia vechilor egipteni? Istoricii și miturile egiptene încearcă să elucideze problema personajului istoric Osiris și bănuim, dacă studiem mitologie, că undeva în trecutul Egiptului, poate al întregii umanități, au existat personaje care să se suprapună peste această poveste mitologică. Un rege, un conducător, care într-un context de invidie personală, datorită calităților sale extraordinare, este atacat de fratele său, iar după aceea, într-un mod magic, soția împreună cu copilul născut după ce Osiris nu mai este în viață, reușesc cumva să relege într-un mod misterios, am spune, firul conștiinței. Și avem această poveste reflectată în foarte multe tradiții mitologice și chiar în tradiții populare românești.
Dar întrebarea este în ce măsură Osiris poate să rămână doar un personaj istoric cu niște calități extraordinare aferente unei singure tradiții sau, mai bine zis, ce anume a făcut ca acest mit să aibă o relevanță atât de importantă pentru egipteni și să fie preluat și de alte civilizații. În mod clar, nu e un element strict istoric, ci pare să vorbească despre un întreg scenariu specific naturii umane. Mitul lui Osiris nu vorbește doar despre un personaj extraordinar, fie el rege, fie el mare inițiat în misterele naturii umane, ci vorbește în mod simbolic despre subiectul evoluției omului de la nivelul unui om realizat, care a înțeles ce înseamnă să fii om și să te împlinești după calitățile naturii umane și care acum face un pas mai departe pentru a descoperi care este adevărata sa identitate nemuritoare dincolo de realizările și circumstanțele istorice în care va fi trăit. Iar asta e interesant pentru căutările umane, pentru că răspunde întrebării fundamentale. Ce este omul ca stare de conștiință care leagă toate momentele evoluției? Unde poate să ducă această evoluție care, într-o logică fenomenală, va sugera că trebuie să ajungă la o mare pace, la o mare fericire, la o mare împlinire, la întoarcerea a ceea ce este cauza nemuritoare a existenței. Și atunci vedem că această străduință se regăsește sub diverse formule în toate culturile și în toate civilizațiile. Toți căutăm fericirea, pace, împlinire de sine, realizare de sine. Și astea sunt moduri diferite, adaptate istoric, pentru a vorbi despre aceeași căutare. Toți căutăm acea identitate umană durabilă, nemuritoare, care trece prin toate actele existenței noastre. Mai întâi ne punem problema să descoperim care este omul care călătorește prin viața noastră, de când suntem copii și până când ajungem la bătrânețe. Dar mitul lui Osiris arată că e foarte important să înțelegem că această identitate trece dincolo de o singură existență și abia atunci putem să ne apropiem de acel Osiris nemuritor, veșnic tânăr, el fiind adesea reprezentat cu pielea de culoare verde, adică este nemuritor, care într-un fel este copil, adică inocent, dar și tată, adică motorul cauzal al tuturor existențelor noastre. De aici importanța mitului pentru egipteni, care are, bineînțeles, diferite niveluri de înțelegere și de adresabilitate. De la nivelurile populare ale trebuie să știm că există un ego nemuritor, există un fir al conștiinței care trece prin toate actele vieții și care chiar poate să depășească actele unei singure existențe călătorind în nesfârșit, în eternitate, dar, cum zice sugestiv tradiția egipteană, foarte similar cu cea indiană, rămâne inocent, rămâne un veșnic copil și totuși nemișcat. La elementele mai avansate, ce putem face noi în direcția asta, cum putem, de exemplu, uman, să ne consolidăm un centru conștient al existenței, cum putem să ne consolidăm un stâlp al valorilor de viață cu care să ne identificăm indiferent de circumstanțele vieții și după aceea, făcând un pas și mai departe, dincolo de discuția sau provocarea morală care este de actualitate pentru noi toți, un pas în plus în direcția misterelor și a celor care, odată ce au realizat această unificare a personalității, pot să se sprijine pe ea pentru a face un pas mai departe și să descopere ce se află dincolo de personalitate, dincolo de toate aceste măști ale existenței. Și atunci mitul lui Osiris vorbește, practic, tuturor căutărilor umane, omului obișnuit care are nevoie de o speranță și de o încredere pentru a-și
duce cu sens viața mai departe, omului care își propune să-și consolideze niște principii și valori de conștiință, un act durabil, dar și celui care poate, odată rezolvată această ecuație a vieții morale, să meargă mai departe și să identifice această stare de conștiință nemișcată, împăcată, inocentă și capabilă să dea lumină tuturor posibilităților cunoașterii. Acesta e Osiris, spune rezumativ povestea omului, adesea reprezentat ca cel care trebuie să urce un munte dificil, un munte al vieții, am putea spune un munte al conștiinței, pentru a ajunge să redevină conștient stăpânul din cer. Desigur, pentru noi cer este un loc, dar pentru egipteni înseamnă în primul rând acea realitate care guvernează și stăpânește natura mentală dincolo de mintea noastră personală. Spunând un traseu al evoluției, e evident, trebuie să fie personajul central pentru om. Mitul reînvierii lui Osiris a influențat și alte tradiții spirituale și aici, bineînțeles că ne gândim amândoi în același sens, mă refer la creștinism. Dacă facem un studiu comparat a religiei, începând din secolul XIX, o să descoperim foarte mulți autori care arată multe dovezi istorice, lingvistice, elemente simbolice, că de fapt Egipt influențează toate civilizațiile învecinate, are influențe asupra lumii feniciene, asupra lumii asiro-babiloniene, asupra populațiilor semite care au învățat de la babilonieni și de la fenicieni. Acestea după aceea au fost proiectate fie prin fenicieni, dar și direct de către egipteni prin intermediul cretanilor în civilizația greacă și în nașterea misterelor Greciei antice și bineînțeles că de acolo elementele durabile și profunde au fost preluate și de creștinism și de religiile contemporane care fundamental trebuie să răspundă la aceleași întrebări. Și trebuie să ofere o direcție de înțelegere a drumului uman și mai ales trebuie să se dovedească și ele capabile să transforme omul și să permită acest drum al elevării conștiinței. Asta este fundamental demersul religios. Este un demers care înseamnă a înălța omul de la punctul actual de conștiință la o poziție mai înaltă pe această scară a evoluției, pe acest drum al vieții, cărare sinuoasă care urcă pe muntele existenței. Deci e inevitabil că povestea se repetă pentru că fundamental și noi suntem oameni. Chiar dacă avem o înclinație mai mare către aspectele materiale ale vieții, natural, viața ne arată că odată experimentate și cu cât trăim mai mult o experiență, ajungem să o depășim. Ne plictisim, vrem mai mult, vrem să creștem, vrem să descoperim ce se află dincolo de această experiență și atunci, natural, căutăm un plus, un mai mare. Și inevitabil, observând aceste experiențe ale vieții, în mintea noastră apare întrebarea, dar cine este acest călător? Care este sensul pentru ca eu să trec prin toate experiențele vieții? Ce se află dincolo de această lume a fenomenelor? Filozofii ar spune cauzele care au născut fenomenele. Fizicienii ar spune forțele care pun în mișcare universul. Cei vechi, personalizând, ar spune marii zei care au pus în mișcare creația. Sunt moduri diferite de a vorbi, dar în realitate toți avem această căutare mai evidentă la nivel civilizatoric, mai internalizată și, am zice, mai personală poate astăzi, dar nu avem cum să nu fim fascinați de aceste povești, fie că sunt din Egipt, din lumea asiro-babiloniană, știu și eu, India, Fenicia, Grecia și din religiile tradiționale de astăzi,
Pentru că e căutarea ființei umane. Și ce e evident, apropo de această copiere și preluare a tradițiilor, este că formele și cuvintele prin care explicăm și încercăm să ne ghidăm această căutare interioară se schimbă. Dar structura interioară, fundamentală, rămâne aceeași. Și de aceea tindem să preluăm acele idei și povești care s-au dovedit a fi capabile să nască oameni mai profunzi, oameni mai înțelepți, oameni mai buni, cunoscători ai ființei umane și ai lumii înconjurătoare. Asta este povestea prelorilor. Dacă metoda merge și suntem în continuare oameni, suntem în continuare încântați și o vom promova. Dragii noștri, a fost astăzi alături de noi domnul Adrian Tudose, conferențiar la Noua Acropolă, și am vorbit despre mitul, despre cultul osirian, despre mitul lui Isis și Osiris, pornind discuția noastră de la cele două cărți din colecția Biblioteca Orientalis, despre Isis și Osiris, mitul fundamental și misteriile din religia egipteană de Plutarh și de asemenea misteriile egiptene ale cercetătorului Alexandre More. Știu că și la Noua Acropolă aveți, dacă nu mă înșel, în bibliografie, puteți să le menționați o carte sau două în ceea ce privește tradiția religioasă egipteană. Din căutările noastre și din experiența noastră, pentru că suntem și noi pasionați de Egipt, am descoperit că e foarte important să înțelegem mentalitatea cu care egipteanul trăiește viața și își organizează căutările sale interioare. Și de aceea putem să recomandăm un titlu de la editura Noii Acropole. Este vorba de Teba, scrisă de fondatorul Noii Acropole, de profesorul Jorge Angel Livraga. Are elemente de istorie, are elemente de societate, dar foarte important, încearcă să descifreze care este mentalitatea egipteanului de acum 3000 de ani, care s-a exprimat prin aceste forme de căutare. Și credem că e important să descoperim asta, pentru că deseori avem tendința să extrapolăm, plecând de la modul în care noi vedem lumea și omul și înțelegerea altor civilizații, ceea ce nu întotdeauna ne ajută și de aceea ne par îndepărtate, încifrate și misterioase. Dacă înțelegem omul, putem să înțelegem mai bine căutările sale și drumul pe care l-a urmat în viață. Dragii noștri, îi mulțumim foarte mult domnului Adrian Tudose, așa cum spuneam, conferențial la Noua Acropolă. Noi am vorbit despre Isis și Osiris. Ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci, aveți o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. La revedere, numai bine! La revedere!